Apoi privește la sine și spune, măi, sunt ok, sunt decent, duc o viață bună, nu este nevoie să depun mai multe eforturi pentru a evolua în sfințenie. Siguranță că există în evanghelicalismul românesc abordări defectuoase în ceea ce privește sfințenia lui Dumnezeu și aș preciza aici trei dintre ele, legalismul, libertinismul și minimalismul. Legalismul este centrat în efortul uman de a câștiga o poziție înaintea lui Dumnezeu, în sensul în care neglijează foarte mult aspectul acesta central al Evangheliei și anume crucea lui Hristos prin care suntem sfințiți. Un legalist ar spune, da, cu siguranță suntem sfințiți prin Iisus Hristos, dar nu este suficient lucrul acesta, sfințirea aceasta nu este definitivă și trebuie să fac și eu ceva ca să completez în sensul acesta sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la credincios. E bine, o astfel de abordare este evident săracă în har, este antropocentrică, centrată în om, în caznele omului, în eforturile umane de a câștiga această poziție înaintea lui Dumnezeu. Apoi, o altă abordare defectuoasă pe care o observ foarte des în bisericile evanghelice este libertinismul. Mai nou, cumva la polul opus legalismului, libertinismul ceea ce încearcă să facă este să evite într-un mod radical tot ce înseamnă responsabilitatea umană în sfințirea practică și în sensul acesta tot ceea ce face este să centreze totul în harul lui Dumnezeu într-un mod exagerat, renunțând la partea aceasta a responsabilității umane. Astfel, un om care are o astfel de abordare, ce va face va fi să trăiască, cum spunea Bonhoeffer odinioară, un har ieftin, un har care nu-l costă mare lucru, un har care accentuează exclusiv iertarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar mai există și o altă variantă defectuoasă pe care o observ foarte mult, este minimalismul. Și prin asta înțeleg faptul că oamenii ajung să fie, credincioși ajung să fie mulțumiți cu starea în care se găsesc. Nu mai depun eforturi să progreseze în sfințenia lor și ceea ce face unul care are o astfel de abordare este să privească din punct de vedere social. Privește la cel de lângă el, face așa un fel de media sfințeniei în biserici și apoi privește la sine și spune, măi, sunt ok, sunt decent, duc o viață bună, nu este nevoie să depun mai multe eforturi pentru a evolua în sfințenie. În felul acesta, ceea ce face el este că nu privește la Hristos, nu privește Evanghelia așa cum Scriptura ne cheamă să o privim, ci privește mai degrabă pe orizontal, la nivel social. E bine, eu cred personal că un mod de a ne vindeca de astfel de abordări defectuoase este întoarcerea la Evanghelie în totalitatea ei. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă, în primul rând, să abordăm Evanghelia printr-o teologie cristocentrică. Să privim la Hristos, El este jertfa care cu adevărat ne sfințește într-un mod definitiv și să înțelegem faptul că, indiferent de câte eforturi am depune noi, cu adevărat nu putem să fim mai sfinți decât Dumnezeu ne-a făcut în Iisus Hristos. Dar asta nu anulează faptul că există și o sfințire practică la care Dumnezeu ne cheamă, dar tot în sensul acesta cristocentric, privind la El nu doar ca mielul acela care ridică păcatul meu și mă sfințește înaintea lui Dumnezeu, ci și ca model al meu pentru viață, model pentru trăire, model pentru sfințenia vieții. Urmându-L pe El, urmând exemplul Lui, caut să devin tot mai asemănător Domnului Iisus Hristos. Privesc la cruce, privesc la chinul Lui, privesc la felul în care El a suferit pentru păcatul meu și îmi pun serios întrebarea aceasta, cum aș putea eu să mai trăiesc în păcatul acela care L-a țintuit pe cruce pe Domnul Iisus Hristos. Și cu motivația aceasta a crucii, cu motivația aceasta a Evangheliei și a Hristosului Evangheliei, nu doar că îmbrățișez sfințirea pe care El mi-o oferă prin har, dar totodată perseverez în a trăi o viață după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, cum putem să facem lucrul acesta într-un mod practic
în bisericile noastre. Eu cred că există cel puțin două chestiuni care pot implementa o astfel de abordare sănătoasă. În primul rând, cred că este imperios necesar să ne întoarcem la o predicare cristocentrică. Să lăsăm deoparte, de multe ori, predicarea aceasta moralistă care văduvește mesajul de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să-L aducem mereu pe Hristos în mesajele noastre. Hristos care ne sfințește și nu doar Hristos care ne sfințește, ci acel Hristos care ne cheamă să-L urmăm și să trăim asemenea Lui. Și pe lângă predicarea aceasta cristocentrică, cred că mai este foarte important să, în bisericile noastre, să construim o cultură a uceniciei, o cultură în care oamenii și credincioșii să înțeleagă cum pot să trăiască din punct de vedere economic, la nivel personal, sfințenia la care îi cheamă Dumnezeu. Vedeți, fiecare dintre noi ne confruntăm cu anumite lucruri, avem un specific al nostru și avem nevoie să fim învățați cum să putem să ne trăim viața aceasta potrivit cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și acest context al uceniciei cred că poate crea exact cultura aceasta și atmosfera aceasta necesară pentru ca să trăim o viață de sfințenie.